Salutare tuturor, iată-ne la cea mai iubită serie, a devenit cea mai iubită serie de pe canal. Așa am eu impresia, foarte multă lume apreciază această serie și trebuie să o facem cât mai des această serie. De ce nu, o să încerc. Dar zilele astea am fost plecat și din păcate n-am putut să postez. Dar acum m-am întors și filmăm pentru voi. Filmăm cariera cu abonații, să-i zic așa. Și va fi ceva special, prieteni, de data asta va fi ceva special. O să vedeți voi când începe episodul. Prima dată, haideți să extragem din nou 3 abonați care vor fi în echipă. Haideți să vedem cine are noroc. Haideți să copiem linkul de la ultimul videoclip. Aproape 300 de like-uri. Foarte tare, prieteni. Sper să fie la fel de multe și de data asta. Haideți să vedem, încărcăm comentariile. Foarte, foarte multe comentarii, ca de obicei, 337 de comentarii unice, foarte bine, prieteni. Haideți să vedem primul abonat care reușește să intre în echipa noastră. Este Cosmin, numărul 10 poziție, goalkeeper. Ok, o să fie Cosmin în poartă, dar numărul 10 este la mine. O să-ți dau numărul 1, sper să nu te superi. Din câte ai văzut, eu joc cu numărul 10. Sper să nu fie problemă, îți dăm numărul 1. E un număr mai normal de portar, zic eu. Ok, Cosmin e primul. Următorul se pare că este Costi. Costi Ioniță, oare? Hai, e doar Costi. Poziție left winger. Ok, numărul 7, număr care și mie îmi place foarte mult. După numărul 10, îmi place cel mai mult numărul 7. Ok, Costi va fi jucătorul nostru de atac. Următorul este Vali, poziție de CIM, piciorul drept număr 7, din păcate, și el vrea tot numărul 7, o să-i dăm 77, ok, eu zic că e bine, ai 2 de 7 chiar, Vali. Gata, prieteni, suntem pregătiți de meciuri și v-am zis că o să fie ceva special episodul ăsta. Da, abonații mei au ajuns la echipa națională, după cum bine vedeți, vom juca cu România împotriva turcilor. Vreau eu să-i batem pe turci și vom juca împotriva lor primul meci. Haideți să vă arăt și formația, jucăm cu 3 fundași. Quick este superstarul, youtuberul de astăzi, care va fi în teren. Statusuri foarte bune, să-l vedeți ce bine seamănă. Cu mine în atac, Vali în spatele celor doi atacanți, pe dreapta este Popică, Stanciu, Hoban, iar aici alt abonat de-al nostru, Costi. Nu plecăm acasă, hai cu toți, bei masă, să facem bairam ca la Amsterdam. Și apărarea este Grigore Chiricheș cu Săpunaru în poartă, Cosmin. Să vedem cât de bine va apăra Cosmin, un alt abonat. Să vedeți cum seamănă cu Dani Mocanu, frate. A zice că e Dani Mocanu. Hai să-l punem și pe Chipciu pe banca de rezerve și pe Stancu. Ok. Asta este echipa. Va fi ceva foarte, foarte șmecher. De data asta jucăm cu echipa națională a României. Eu zic că este o idee interesantă, de ce nu? Dacă tot s-au epuizat echipele de club, jucăm și cu naționale. Ia uite-l pe Quick. Păi eu zic că seamănă. Dacă vă place și această micuță idee, prieteni, că abonații mei au ajuns la naționala României, aveți și voi șansa să ajungeți, probabil în episoadele următoare, pentru că vom mai face cu România. Avem destule naționale, împotriva cărora putem juca. Deci nu uitați să dați și voi un like, să strângem peste 200 de like-uri. Ar fi foarte, foarte frumos. Sper să învingem pe turci. Va fi foarte, foarte interesant. Haideți să vedem. Am mai încercat eu ieri să filmez, dar din păcate am avut ceva probleme. Am filmat aproape degeaba, dar nu e bai, filmăm astăzi încă o dată pentru voi. Ia să-l vedem pe Hoban cu Stanciu. A reușit Stanciu, Snappy, ei. Era o pasă bună acolo pentru Adi Popa. Turcii sunt destul de periculoși, au jucători buni, dar uite-l pe Săpunaru. Tosun, Cosmin, parează senzațional. Ia ziceți voi, frate, nu seamănă ăsta cu Dani Mocanu?
plan făcut. Sper să nu se supere. Ia uite, zici că-i Dani Mocanu. Chiar e tare. Jucătorul nostru de creație, Quick. Adi Popa ar trebui să aibă viteză, dar n-are unde să se ducă cu mingea. Se apără bine turcii până acum. Ia să vedem faza asta cu Snappy. Șutul acestuia în blocaj. O primă mare ocazie. O fază periculoasă aici. No! A dat penalti ăsta. Bă, ăsta e turc sub acoperire. Ce ai făcut, Chiricheș? Ia să vedem faza. A intrat în el acolo și dă penalti. Băi, frate, băi. Nu mă așteptam. Ia să-l vedem pe Cosmin. Trage bine ăsta, băi, băiatule. Ce să-i faci la asta? 1-0 pentru turci. România nu începe bine. Nici măcar în FIFA. România cu FIFA. Realitate 100%. Wow, uite ce fază. Gonul acum. Oh, Cosmin. E bun, mă, Cosmin ăsta. Dani Mocanu al nostru. Hai, Popiță, hai, Popiță, cu viteza aia. Popiță, cu viteza aia, dar pasa. Costa Iurea, băi, băiatule, băi, băiatule. Tosun, Cosmin, din nou. Are portar echipa României. Era bine. Dacă l-avea și în realitate. Snappy. Hai, Popa, hai, Popa. Din nou, Popa. Oh, uite cum vine ăla. Oh, Tosun trece din nou. Ar putea pasa în careu. N-o face, vine Săpunaru până la urmă. Și îl blochează, aștepta prea mult. Aștepta prea mult. Fază bună aici, fază bună până în acest moment. Snappy, dacă ar avea cu cine să paseze. Haide, 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 în stânga jos. Pentru Costi. Șutul lui Costi, foarte frumos. Babacan respinge și el. O prima fază foarte bine lucrat. Foarte bine lucrată. Haideți să vedem Kipciu cu Snappy. Trece frumos. Mai departe. Oh, Kipciule. Ia să vedem. O pasă din prima pentru Quick. Șutul lui Quick. Babacan n-are probleme până acum. N-a avut nicio problemă. Ia să vedem. Aici acum. Oban. Trimite din nou margine pentru Vali. Centrarea lui Vali pentru Quick. Era destul de bună. Oh, cât de liber este noul jucător intrat la Turcia. Ce a făcut? Ce a făcut nebunul ăsta? Dar e ratare. E o, încă o ratare pentru turci. Noi am avut posesia mai bună, se pare, până acum. Dar nu ne ajută. Putea să facă mai mult la faza asta. Bun. Kipciu. Ia să-l vedem pe Snappy. Wow. Cea mai mare ocazie, probabil. Șut cu stângul. Destul de bun. Nu puteam să fie gol. Oh, ce șansă. Ce șansă pentru Calhanoglu. Cosmin, Cosmin, bine de tot. Hai, mai apucăm o fază. Nu mai apucăm absolut nimic la ce a făcut Kipciu acolo. Da, prieteni, am pierdut din păcate, dar cred că e de înțeles. Am jucat totuși cu România. E imposibil, practic, să câștigi cu România vreun meci, dar noi vom încerca. Eu nu m-am distrat, chiar dacă n-a fost un meci atât de spectaculos. Am jucat cu abonații la echipa națională a României și vom mai juca un meci, tot așa. Astăzi jucăm cu România. Poate din episodul viitor revenim la echipele de club. Mi-ați lăsat voi în comentarii ceva echipe de club. Mai sunt ceva soluții. De data asta vreau să jucăm împotriva și la mine. Vreau să joc împotriva lui Ronaldo. Echipei lui Ronaldo. Hai să începem. Ok, de data asta un match și mai greu împotriva Portugaliei. Echipa lui Ronaldo.
Eu sper să fie bine meciul ăsta. Poate reușim o victorie extraordinară chiar împotriva Portugaliei. Oricum am avut ocazii mari și cu Turcia. Da, au fost mai buni până la urmă, ce pot să zic. Dar meciul ăsta sunt sigur că va fi mult, mult, mult mai greu. Dar nu se știe, poate reușim chiar meciul ăsta să-l câștigăm. Haide, Portugalia are lovitura de start prin Ronaldo și Nani. Echipă bună pentru Portugalia. Câștigătoare de Euro. Nani protejează fantastic în fața lui Kirikeș, care n-a jucat senzațional nici meciul trecut. Sanchez, Cosmin, mamă ce portar bun. Mă refer la Kirikeș că a făcut acel penalti, na. În rest, o evoluție mediocră. Quick, mai departe. E bună pasa asta pentru Vali, dacă îl făcea pe Fonte. Era, într-adevăr, era bine de tot. Haide că o să jucăm mai curajos meciul ăsta. Chiar dacă echipa e mai bună, cercăm să câștigăm meciul ăsta. Dar nu așa, Popa. Pepe, haide, grafează acolo. Ne ducem în pressing. Bine, Popică. Oban, mai departe, Stanciu. Bah. Ce frumos, Stanciule. Ronaldo pasează din prima. Ia uite ce fază, Nani. Nani, iese Cosmin. Nicio șansă, Nani. Foarte rapid. Ce să-i faci lui Nani? Dar ce fază face? A plasat foarte bine Nani. Oh, și Portugalia deja deschide scorul. Am zis eu că e echipă mai bună. Am avut început curajos, dar totuși e Portugalia. A, uite ce bine se găsesc. Cum Ronaldo va centra, Kirikeș ne salvează. Ne-a salvat și el acum. Dar Snappy trebuie să ne aducă golul. Trebuie să treacă de Fonte. Haide că trece. Trece. Și este faulta sau corner? No, absolut niciuna. Lol. N-ai cum să nu dai niciuna, frate. Bine, băi, Săpunaru. Bagă material, Săpunaru. Încă o dată, Săpunaru. Fantastic. Oh, Săpunaru. A treia oară, Săpunaru. Dar dă fault acum. A dat fault acum. Săpunaru, cât de frumos a intrat el. Renato Sanchez, băi, ești nebun, băi, Kirikeș. Iar face ăsta penalti. Va fi un episod absolut nebun. Cartonaș și penalti, Ronaldo. Ia să vedem unde dă Ronaldo. Oh, Cosmin, ce de aproape a fost. Dar nicio greșeală pentru portughezi. Două faze, două goluri, dar Cosmin a fost tare, tare aproape. Dacă împingea un pic mai mult în picioare. Dar Ronaldo de obicei dă foarte bine. Iar lângă bară, no, o luăm grav astăzi. O înfrângere categorică va fi. Semințe bune, d-astea bune. Semințe bune, d-astea bune. Din prima, ia să vedem faza asta. Tanciu pentru Snappy. Intră bine Snappy. Na, nu l-a atins, mă, era să facă penalti acolo, ați văzut, a vrut să mă faulteze. Oh, cât de mult aș fi vrut asta. Popa. Tanciule, mamă, ce slab joacă. Vali, Snappy din prima. Pentru Stanciu, șutul lui Stanciu, transversală. Wow, scoate de pe linia porții Pepe. Cât de bine începe România. Așa ar trebui să începem mereu.
Mamă, te de frumos, dar pătrat, nu dăm gol, pătrat. Nu știu ce se întâmplă. Ia să-l vedem pe Cuit, ce șut are și acesta frumos, chiar dacă nu câștigăm, măcar avem faze de poartă, avem ocazii, șuturi. E greu să câștigi cu România, dar măcar e spectaculos ce facem noi aici. João Mario, lovitură liberă, direct pe poartă, Cosmin, senzațional șutul ăla. João Mario din nou, doamne, ce șut are João Mario, face 3-0. Mă gândeam că o să-i batem, dar uite ce pățim aici. Dacă nouă nu ne intră nimic, le intră lor toate ocaziile. Să fim siguri de asta. Cedric intră în interior. João Mario acum, autorul ultimului gol pentru Portugalia. Nu că noi am fi avut vreo unul. Aute cât de bine pasează. Ronaldo scapă acolo, vine cu centrarea probabil. Și ce fel de centrare! 4-0, lecție de fotbal pentru campioana lumii, campioana Europei, Portugalia. Vedem adevărata forță. Nu, bară! Bară, Pepe, e ajuns atacant, iau-te-l pe Pepe. Mă, cu un gol, Nani, bă, nu se poate, ce grafe acolo, ce grafe. Nani... Icre negre, muși de vită, mai avem până suntem muși de vită și icre mâineață. Până una alta suntem exact ceea ce avem în față. Adică murături. Nu că suntem murături, ce ne rușine. Snappy, e gol, bă, băiatule, am dat golul de onoare până la urmă. Până la urmă reușim măcar golul de onoare. Dar prea categorică înfrângerea asta. Ar mai fi trei să ne intre și nouă ceva ocazie. Oricum n-am fost în cea mai bună formă. Asta e clar. Faza asta a arătat oricum ceva calitate. Oricum eu sper că v-a plăcut acest episod. Chiar dacă ne-am luat-o grav, am zis să... Ajungem și pe la echipa națională cu abonații, să vedem cum e și pe la națională, cam așa e, cum e și în realitate, bătăi și înfrângeri peste înfrângeri pentru echipa noastră națională. Probabil o să revenim la echipele de club să facem mai mult spectacol, pentru că acolo putem, avem calitate mai multă, iar abonații se pot integra mult mai bine. Oricum a fost interesant să jucăm și la echipa României, că doar suntem români cu toții. Poate o să devină și mai bună echipa noastră națională cu timpul. Da, prieteni, până data viitoare, nu uitați să lăsați comentarii dacă vreți să apareți în următorul episod. Eu am fost Snappy, numai bine!